Victor Ponta dezvăluie un moment crucial din Vila Serei, discuie cu Holdai Covesi. Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, într-un interviu pentru StiriPesurse.ro, ce imediat după pierderea alegerilor prezidențiale a avut o discuție cu Iohannis, în care au convenit ca el să meargă mai departe ca premier. Ulterior, au început problemele cu dosarele pentru el Liviu Dragnea. În seara alegerile prezidențiale am vrut să mi dau demisia imediat. Am plecat din ar câteva zile. După ce m-am întors, am vrut să am o discuție cu Klaus Iohannis, m-am văzut cu domnul Iohannis în primele zile din ianuarie, la Cotroceni. Eu i-am spus un lucru, am majoritate în Parlament, pot să guvernez în continuare. Aveai o problemă cu asta? A zis că nu i-am început să discut me despre ambasadori, despre alte probleme. Am avut o relație normală cu domnul Iohannis, până când a venit Ova la mine se, mi spun ce tot este chemat la Dnaib, i-a spus și el tot întreab de mine. Am mers la SRI, la Cadoi se vorbesc cu domnul Maiori, cu domnul Coldea. Am acolo i domnul Coldea a chemat-o pe Laura Codroa Covesi. Aceea a fost ultima mea discuție cu doamna Covesi. I-am zis, doamna procuror, efam înțeles ce subordonai dumneavoastră cheam senatorii deputai la DNA se spun de mine. I-a spus ce nu e adevărat, ce e o greal, ce se va interesa. Îmi era evident ce me minte, me mai pricep eu la oameni, a spus Victor Ponta, pentru StiriPesurse.ro. Întrebat dacă i s-a părut ce între Coldea și Covesi era o relaie de subordonare, Ponta a explicat cum a fost conversația. Impresia mea este ce domnul Coldea a pus mâna pe telefon, a sunat-o pe Covesi, a venit imediat. Discuia a fost, Codroa vino, te rog, până aici, a adugat Ponta. Ponta arată momentul în care i-a dat seama ce Dnai Iohannisului continuu jocurile a fost condamnarea lui Liviu Dragnea, în dosarul referendumul. A venit momentul condamnării lui Liviu Dragnea, moment în care mi-a fost evident faptul ce ne-au minat ce ei îmi continuau propriile jocuri. Eram la mine în birou, cu Liviu cu alii oameni îi urmream la televizor. A venit condamnarea, Liviu era foarte, foarte suprat. El mi-a zis ce vrea să plece, să-mi dea demisia, i-am zis și îl susțin în continuare. I-a rugat doar ca la Ministerul Dezvoltării se opune pe Sevils Haideh, i-am acceptat. L-am întrebat ce facem la partid, mi-a zis să las funchea goal, ce eu plec în Brazilia se, mi trag suprarea, i vede eu ce se mai întâmplă. A se scrie istoria, ca să înțelegem cine a plecat primul. Domnul Dragnea a plecat, eu am rămas, a explicat fostul premier.